Ia că ai zis-o de simulare și toată lumea în simulație trăiește acum, în simulare. Ok. Primul lucru e simulare, da? Simulație, ok. Primul lucru. Nu, primul în vrăjitorie am sărit, primul pas, între vrăjitori. După aia ai înțeles că ești hologramă, holografic, că după aia simulare, însă simularea e poligon, nu încurca două chestii diferite. Simulare înseamnă poligon, punct. Ai auzit simulare, poligon. Ai auzit poligon, e simulare. Un fel de încercare, exerciții. Ești în exerciții. Când auzi despre, că acum mă uitam, da? Și suntem într-o lume a simulării și nu știu ce, da. Și știi unde e omul. E pe poligon. E în exerciții militare, da. Un fel de exerciții dure, pe moarte și pe viață, sunt pe bune, sunt superbe, sunt complexe, da? Te încerci tu pe tine. Ce înseamnă poligon? Ce înseamnă simularea? Ți se dă voie, ți se arată toate felurile de scenarii posibile care le vrei tu. E dinăuntru tău. Tu poți să mai născucești vreo una, două, dar nu știu dacă e despre asta. Și ți se dă voie, ți se permite să te joci de orice, ca în copilărie, aduți aminte. Vroiam să fiu doctor, vroiam să fiu actriță, vroiam să fiu aviator, da? Cosmonaut, vroiam să fiu, da? Și asta e un fel de poligon, e din copilărie ce ți-ai dorit și chiar acolo e. Și ți se permite să te joci de a tot ce vrei. De aici e căutarea la alte joburi, schimbarea, sunt un fel de acces la toate dorințele tale. Și vezi mai departe cum e. E totul pe bune, e foarte frumos, sunt nivele, ca în joc, un joc adevărat, da? Pe viață și pe moarte, da, așa ceva. E superb. Treci dintr-o realitate în alta ca și nivel a înțelegerilor. Tu, dacă ai familie, ai copii, te-ai trezit, da? Te-ai reîncarnat. Și primul lucru să-ți schimbi jobul, primul lucru să faci altceva, da? Le schimbi nu pentru tine, pentru familia ta, culme. Tu rămâi în neștire, în nicăiere, în aer, cum ziceam eu. Acolo rămâi. Dar joburile care le-ai încercat, da? Adu-ți aminte ce ai încercat. Ok, să stai online, să lucrezi de acasă, da? E pentru copilul tău. Tu ai încercat asta. Ai și plătit, ai și umblat la cursuri, cu America ai vorbit, n-ai înțeles nimic din ce ți s-a spus, nu înțelegeai nimic, toată lumea era online cu webinare, cu se auzeau și vorbeau, numai tu erai dusă și spuneai că nu știi pe ce să apeși și până la urmă ți-ai băgat picioarele, stăteai și croșetai sau te scobeai între dinți. Deci, da? Că ai acceptat și ai trimis un bănuț, am mai zis, 25 de dolari, da, a fost. Ca să primești tot tacâmul de a lucra, Amazon, da? Tu ai făcut asta pentru copilul tău, neștiind. Nu știai, eu nu știam de ce mă bag eu, nici nu știu engleză, nici nu știu, da, și copilul știe, vorbește perfect. Și știi nu numai engleză, mai multe limbi. Și tu te-ai băgat de nebun, pentru că tu ai aranjat niște lucruri. Ai venit, le-ai aranjat, din timp le-ai aranjat și pe urmă ai avut drumul de parcurs. Pe urmă ți-ai adus din morți pe bune, arată așa că sună mai finuț. Ai adus familia, da? Te-ai adus tu pe tine din morți, ai adus familia ta, pe toți ai tăi ai adus acasă și le-ai dat și câte un job în mână, da? Ok, acolo ești și asta vreau să zic. Poligon și simulare. Și e pe bune, numai că acum înțelege altfel un pic lucrurile, dar sunt adevărate, da? Omul simte, dacă doare, doare, dar se schimbă durerea mai. De ce Wonder Woman, Spider-Man și mai departe? Pentru că durerea din fizic, așa, se schimbă în energetic. Tot undeva fizic, că simți aici, dar e la alt nivel durerea. Deci nu mai simți. Că aia am sărit, sare acolo.
Pe urmă vezi, accepti asta și vezi la nivele cum umbli și sar mai departe. Nu mai simți, la un moment dat, mă uitam la bebeluși, se juca, ne-am mai povestit asta, înregistrat câțiva ani în urmă, se juca între trandafiri, da? Și băga mânuța acolo și se zgâria de ghimpii trandafirilor, dar nu simțea. Plin de sânge era, nu avea treabă, se juca mai departe. Transfer energetic de la durere, de orice fel din organism, da? Nu accepti și pământul tău sare acolo. Treci la energetic. Da? O durere mai mult lăuntrică cumva. Nu știu cum să explic. Ai înțeles. E acolo ceva. Bun. Până se dizolvă tot și ești o nesimțită, ca o nesimțită, o nesimțită pe pământ. Acolo ești. Nu știu dacă am zis tot ce am vrut să zic, da? Asta faci. Eu nu știam ce mă bag, ce fac, ce dreg, ce, da? Asta făceai. Asta făceai. Așa, ok.